ieri. A trebuit de pe unde? În jos la spălând toată pădure? E pe stânga. Stânga? Da. Nu stai pe pod? Da, și când voi uitați pe... Păi pe unde ați intrat? Până apă. Cum până apă? Da. Păi n-are la pod de ăla, de barcadero, la pe unde? Probabil. Păi dacă e scăzut. E scăzut rău. Uite care e șmecherii. Plumbul pe fund. De când ați spăcălit vreun așa? Cred că da, că altfel nu mai dați. Se pare cel mai eficient. Și cea mai puțin deranjantă. Vis-a-vis de curent, de chestii de-astea. Da. De... Niște stil. Îl ține la un metru jumate de fund, momeala. Pluta îl ține drept în sus. Câte ați luat? Ați luat pe aici ceva? Dincolo, acolo, la Anin. Deci am luat cel puțin 12 bucăți acolo. Și n-am luat niciodată nică. Dând mai pe fund. Aha. Altul este momeala între apă, asta ar fi avantaj. Da, da, da. Numai să nu mergi un plauri așa, da? Îl vin. Eu am dat aici, acum pentru că tot am văzut sărim. Hai să încerc. Să încerc marea cu vedea. Crede, da, așa se face. Înțeleg. Deci, până la urmă, e multă și tu cu aici. Până la urmă, e multă și tu cu aici. Am mai dat băieții ăștia într-o... Rar am văzut ce... Da, rar, nu presupune. Vă spune unde a luat prietenul el 5. La ponton acolo. La lingură de aia ca salci. Cum? O, uite acolo așa jos. Cu barca de la ponton. 5 a luat la rând. Eu duceam cu barca așa, luată. L-am zis la vâlcele la pod 2. Luată. Zic că știi ceva? Data viitoare te duci singur, mai mergi. Mai aveam unul care îmi făcea așa. Mugurea se numește. Păi zic, dă-mă încolo de tren. Vă gândiți și voi la sufletul meu așa că v-am magistrat. Numai voi așa calici. Ăla cel puțin a luat 7 bubu de asta la tren. Da, ce să zic, ăla e profesor, mai am mai învățat eu tălăie. Înțelegeți? Ăla n-ai ce să-i faci, da. Zic, bă, cum ne dă Dumnezeu așa darul ăsta, da? Hai? Are socotel de zic. Dumnezeu, nu? Păi da, cum? Are planul lui. Noi cu al nostru, Dumnezeu cu al lui. Noi când ne facem planul, el se distrează, așa spune vorba. Păi știți unde trebuie să mă duc eu azi, unde mă gândeam eu să mă duc? Părul la Popești. Așa era planul, mă duc. Și nu mă lăsau un spirit de loc. Bă, zic, chiar mă duc, ce? N-am mai dat la o filmare părul la plen. Aia. A părut nevasta, zice, eu fiind de la muncă. Și nu prin mașină, la. Stau până la 4. Acum ce zici, bă, să spăr nevasta, hai că stau să te iau. Acum zici, dacă stai tu și să iau la 30, mă spune ea. Zice, păi să nu mai, zic că prin mașina. Păi eu sunt deja la centru, dormisem, că mă lasă obosea la. Și eram la centru. Zice, zic, păi ce să mai prins tu, mașina m-a prins pe mine acum că sunt aici. Păi ai venit? Păi n-ai zis că pierzi mașina. E bună și o lanternă, uite pe tine, mai ales că la oblete dăm. În pântuneric, n-am, am și mie la baterie. Nu e la buză, că eu numai la buză am luat. Da, păi, dar nu vedeți ce figură de stil mai făcut eu la bătrânețe acum? Să... pentru un profesionist. Cum? E cam de râs pentru un profesionist. Da, bă, dar nu e prima dată.
Hai, nu mai zic că la vâlcele și la alea, dar nu zic că la, am mai dat și pe la ăla, tot așa am pățit, pe Târgu Jiu. Pe Târgu Jiu mai învățam pe ăștia, băi, înainte de lansare, încercați cu, da, controlați cu firul cu ăsta, de aceea cu degetul, dacă ține pac, nu lansați, și voi, meseriași. Și după ce dau o oră și două și încep să obose și stăteam și ăsta așa pe ăla. Și zic, hai să mai fac și o lansare, că nu știu acum. Dar ce să mai fac lansare, că e mișto, că eu m-am ridicat, n-am mai încercat și când i-am dat, atât se ducea buldo, că trebuie să dai departe, că lenii erau departe, în spatele barajului. Zicea buldo un om după mână, domne, da, ai dat, domne, da, domne, da, linia mea l-a la revedere, drag. Și a văzut în fir textil și firul textil, când îl pui pe ăsta, nu se mai, nu n-are curge. N-are elasticitate, n-are. Da, nu curge, stă așa, flash-ul pe ăla și așa, asta. E neîncercată, la revedere. Eu vă las cu țânțarii, oricum. Nu-i trimesc în seara asta. Mă duc cu alea să dau o mână la... Mai stați, nu? Veniți la un oblete cu alea. Acum ne mai distrăși. Opa, așa, cu seara. Ia, uite, da. Ca să iau și eu oblete, că s-a înnegrit bateria. Trebuia la căștuci. Nu știu dacă mai mănâncă ăsta. Opa. Hai, domnul Geo, să vedem ce știu. Că chiar mi-era dor de tine. Pleacă țânțarule de aici. N-aveți saparina? Că acum începe pescuitul adevărat. Ai recuperat-o? Da. Am avut un wobbler și curentul a băgat-o cu alea, e un domn aici de la ștucă. Și a băgat-o cu alea în flaură și am dat cu wobblerul și am agățat-o și după aia o legai. Păi am avut-o blocată, am fost la Merișani și dădeam cu musculițe pe verticală la baraj. Și zic, bă, ca să țin minte unde e, să nu, pe verticală, i-am pus blocat firul ăsta în ăla. Și acum am uitat. Mai învăț și eu, după 25 de ani, mai învăț câte ceva. Așa, mă. Plutitorul ăla e un fel de buldoi făcut de mine. La ăla poți să-i pui și starletă. Eu sunt producătorul la șmecherile astea cu... Uitați, acum înregistrez, dar nu prea mai am baterie. Am un site de pescuit și leg muștele de astea și... Le arăt la pescări. Și cum se leagă muștele și cum se prinde peștele. La musculițe de alea artificiale. Păi nu, tragi pe apă, uite, așa? Și el se repede în ea. Uite, e luat. El se repede în ea, dar da, acum până la 11 noapte nu mai pleci. Ia uite, și doi. Da. Abia de acum încolo începe să mănânce. Da, uite, acum seara poți să-i pui starletă la ăla. La buldo, nu se sparge, nu nimic. E plăcut, dar mai ales că îi pui starletă frumos, vezi linia. Nici nu trebuie să vezi nimic, ia să vede. Te uiți la ea, dacă te uiți pe unde e buldo, să ai o... Ăsta se duce plutitor. Dacă pui băț jos... Și tragi și le fac agâzele, vede? Recuperezi normal, ia uite ce a dat în ea. Da, a dat în ea. Te atacă la ora asta, că e vară, cum e. Nu mai trebuie momelă. Dacă vreți să vă învăț și cum să câștigă banii cu ăstea, vă învăț. Dacă vreți să câștigați 1000 de euro pe lună, vă învăț eu cum să câștigați. Ia uitați, vedeți cum stau cu camera, zic că ăștia, bă, ți-ai luat țambal, da? Da.
Am făcut o mobilă că umblam cu trepiedul și nu puteam să văd. Ce este teme cu trepiedul? Și fac filmări de astea, video, le pun să uită oamenii și am un sistem de publicitate și mi-ntre bani. Vrei, pleacă de aici, că mă iau putița după mă eu n-am prins reculectul. Ai? Ia să vii să-mi arăți și mie, te rog frumos. Păi uite, veniți în coașii, vă arăt, nu-i vreau. Vă dau numărul de telefon, când ziceți Gabi, adu-și mie două țaparine, astea sunt. De mail, da. Eu nu prea am timp, că mai stau de filmă. Cum? Eu țaparină. 12 lei. Ha? 12 lei. Ia zi numărul. 07 da. 35 da. 522 599. Gabi Muște, de la Gabi Muște. O să Gabi Muște. De la Muște, ca să nu mă încurcați. Pescuit, că pescuit sunt mulți. Domnul Gabi, nu? Gabi, că am 43 de ani, nu sunt bătut, doar am părul alb așa. Gabi, așa, că eu sunt tânăr așa. La 43 de ani nu am bătrânzit încă. Cel puțin așa zic eu, nu știu. Ia-mă. Dau de 25 de ani, acum vorbesc cu cei la televiziune să le fac un proiect, să le facem emisiuni TV cu pescui la muscă, dar să vedem care vor să pună mâna pe comoară, dacă o vor. O să vă dau și site-ul, să vedeți scrumbia cum o prindem cu Cleanul la pipăi, tehnici, pescui la Sulina. Păi nu, e închis telefonul, că l-am... mă sună câte unii închide, mă deranjează la... chestii. Uite, îl deschid eu acum asta. Dar e valabil, nu e... Că până trei mai e și nevasta. Hai, hai, nu vii, hai, tăi, bă, lasă-mă în pace, bă, să pescui. Da, să mă deranjească când mine. Când mănâncă peștele. Ideea să-i dai mai de alunecă ăsta, să-i dai mai de la baza. Da. Bine, ce ore poți te suni? Toată ziua nu mă deranjez. Da. Păi mai veniți încoa? Nu, te sun la serviciu. Valentin, sunt eu ca să știu, la sar. Așa, Valentin. Și unde lucrați? Hai? Unde lucrați? În Pitești? În Pitești? A, păi ne vedem. Da, aici e locația mea de bază, cum e baza pe proiect, în rest. Dar aici de Bunea, nu? Nu, din Ștefănești. De unde e vinul. Vă învăț eu să prindeți toți pește. Ia uite aici, fii atent. Aici nu mai plec de aici până la 11. A, mă, mușcăță în țară, da, n-are nimic. Vrei, te rog eu frumos, pleacă de aici. Hai să vă dau niște cuvinte cheie ca să, să vedeți ceva, să nu dormiți toată noaptea asta. Vreți să vede? În afară de site-ul meu care vi-l dau, așa. Vă dau niște cuvinte cheie care să vedeți la străin cum se prinde crapul la muscă. La ce? La muscă. Crapul. Dai lentule că aia e categoria grea, mă, bag și-o la aia, că e... Am luat la muscă un caraz la 400 de grame la vâlcele făcea și nu se poate. Ba se poate, că îi place lipitoarea. Și trebuie să mă duc la ăla să-l testez, că e platou plin de caraș. Și ce bă, la 10 nu mai mănâncă. Păi normal că nu mai mănâncă, că se ridică în stratul de suprafață și atunci îl păcălești la muște. Scufundate cu... Uite, jucăria asta se și scufundă. Și trebuie niște muște lipitori pentru caras. Bă, ce frumos trage carasul la muscă de n-ai treabă. Vreau să mai mă duc la Rusănești, unde se ia plătică la 3-4 kg, că și aia merge la muscă. Prietenii au luat la Giurgiu 40 de kg în două zile la muscă. Am luat și eu, dar la Bălteni, dar erau mici. Așa erau pe acolo, nu erau mari. Și când am fost cu unul cu barca, toamna, la plătică, la Frunzaru, pe platou, mă, nu la plătică, domne, mănâncă la râmă. Era unul, a luat în Drăgășani, era cu mașina,
A luat un sac de plătici, dădea de-n barcă, la vreo 100 de metri în larg, așa, cu patru la greu, așa, cu râmă și cu... Păi nu cred că e, că nu mai e baterie, merge așa pe stand-by. Oh, păi fac la ștușcă, două ștuși și după aia mai munci, dar nu mă lăs. Și ștucile de la muscă și astea. Trebuie să-i dai pe curent acolo. Am fost cu niște prieteni la Sulina, am stat vreo 10 zile. La pensiune acolo, ne-a dus patronul la Biban, pe lac, zice patronul. Zice patronul la Sulina, ne-a văzut, eu făceam muștri să văd unde e Bibanul. El a dat la twistere, lua Biban, un Biban, doi Biban, trei Biban. Zice, hai să facem concurs, că eu nu l-am. Și hai să facem concurs, facem. Când am dat de aici, am început să se... Păi, da, acum stați toți într-o parte așa, ca care să poți... Care? În ce parte? A, așa, nu contează, că îi dau așa. Și când am început să iau trei Biban, trei roșioare, trei Biban, s-a uitat patronul așa, face, nu mai facem concurs. A, nu mai vrei, că mie-mi plăcea, dacă mai vrei. Pe baltă. A, cu plec, dar uite, e un nene aici care prinsă în 5 minute că am prins noi în 3 ore. Deci, de-abia l-a început pescuitul la el. Memoram numărul omului ăsta de telefon, că ne învață el la oricum să pescuit. Ce e frumos, Carlota? E până la 11. De stat de 25 de ani, mă jucui. Știu și ce mănâncă și unde se culcă și... Sau uite, din 55 de țări la mine, că nu știu toate tehnicii, le-am învățat așa, dar... Îi mai învăț... Smulți de acolo sau cu... Cum? L-ai smulți din nas sau cu... Nu, îl scoți din gură, că uite, vă arăt acum, că... Chiar e și o cameră, o lanternă așa acum, bun, și starletă pentru ăsta. Uite, da. Am fir textil aici așa principal. Firul textil e numai elasticitate și băzi un carbon mai dur. O să scot eu la firmă un carbon, un băz de ăsta pentru pescuit. Eu deschis mările la Bivan pe verticală. E nebunie. Am fost cu niște băieți, am învățat aseară. Uite, ăsta oare în gură, el mănâncă țânțari. Uite. El mănâncă țânțari, știi? Și nu-ți dai seama, dar e luat pe un gură. E în gură, nu se vede eu, pe cameră. Nu, că n-are cum să o apuci, uite, e în gură. Și cum îl scoți acolo? Păi nu e simplu, îl scoți înapoi. Uite, fac, uite, e cârlig. A, și e cârlig de la mic. Da, de 8. Și e cu... E luat pe un gură. Da, e manual. Da, alea manuale. Da, păi am filmele pe site. 897. Cu astea 3 filme fac 900 de filme. Ăsta sau manual? Le puteți face, dar trebuie astea, mengină de asta, știți? În rest, eu le fac pentru cine nu face cine. Băi, e pentru fir.